În curând. În curând. Se pare graut. Obraz și vor fi brăzdați de lacrimi. Copiii mei din nou nu vor avea unde să-și plece genunchii, zice Domnul, decât în corturile lor. Se paragrau și ebrait, cuvântul care îl aveți astăzi, zice Domnul, la îndemână pentru a-l cerceta, va fi luat, zice Domnul. Aceasta este pâinea pentru voi, zice Domnul, care vă satură sufletul și vă dă viață, zice Domnul. Nu pâinea pământească vă dă viață. Și acest cuvânt, care este cuvântul meu, va fi oprit, zice Domnul. Zit fermena graut, vor fi mulți morți pe pământ, zice Domnul. Zit fermena graut și braiet, zit fermena graut, nenorocirea nu se va opri, mânia mea nu se va opri aici, zice Domnul. Pentru că vreau să-mi fac cernerea și să-mi trezesc pe cei ce stau în ațăpire. Iar cel ce este sfânt să se sfințească mai departe. Cel ce este întinat să se întineze, zice Domnul. Se pare graut. Dar fiindcă mai am suflet ce scos la mântuire pe cei dragi a voștri pentru care plângeți și veniți la altar în fiecare zi și spuneți, Doamne, nu vreau să rămână pe din afară. Iată că de aceea mai zăbovesc puțină vreme, zice Domnul. Dar nu veți fi scutiți de încercări. Pragut și braitover. Mulți copii de-ai mei, zice Domnul, vor trece în țărână. Le voi mântui sufletul, zice Domnul. Nu este o pedeapsă, ci este o ușurință pentru ei. Zit fermena graut, să n-aibă parte și ochii lor să nu vadă ceea ce vine pe pământ. Anticrist în scurtă vreme, se pare graut, șarpele, balaurul cel viclean va fi descoperit, zice Domnul. Zit fermena graut și braiet, zit fer, din două părți a pământului va începe o răscoală, zice Domnul, și o răzvrătire. Se vor răzvrăti popoarele, zice Domnul, se pare graut și braiet, ric formena graut. Și vor fi multe, multe locuri de pe pământ care vor fi șterse de pe fața pământului, zice Domnul. De parcă nici n-au locuit nimeni pe acele meleaguri și pe acele plaiuri, zice Domnul. Ricfor precantomena graud. Am să cobor foc din cer, zice Domnul. Pâinea multora va fi luată de pe masă. Se pare graud. Cei ce s-au gândit la ei doar, se pare graud și nu s-au gândit și la semenii lor. Îi voi lăsa flămând, zice Domnul. Nu se vor bucura de agoniseala lor, zice Domnul. Zit fermena graut și braiet. Zit fermena graut și braiet. Se formena graut. Vor bate la ușa celor săraci și năpăstuiți, zice Domnul. Să le dea o bucățică de pâine. Cel sărac le va da, zice Domnul. Se pare graut. Vor veni vremuri tulbure, ceea ce ochii voștri n-au văzut. Se pare grau și braiet și cuvântul meu declară aceste lucruri, zice Domnul. Ziber, pedagraut, bogatul, se va duce, se pare grau și braiet, la cel sărac, așa cum a mers bogatul din Scriptură la Lazar. Reformena graut, ziber, se falt, se formena graut, pașii mei s-aud, dar cei ce nu vor să audă pașii nu aud. Își acoperă urechile și își fac în mintea lor și în inima lor o nădejde falsă, se pare graul și ebraie și o trăire falsă, dar eu vă spun că vin în curând. Vin în curând să-mi iau poporul, pentru că poporul meu nu va avea parte de necazul cel mare, zice Domnul. Zi fermena graut și ebraiet, zit fermena graut și ebraiet, zit fermena graut și ebraiet, pregătiți-vă în fiecare zi, zice Domnul, de fel ca să nu gustați putrezirea, să fiți luați în neputrezire, zice Domnul. În slava mea, Hristos este Domnul. Amin.